7 elevi meritoși ai liceelor din municipiul Hunedoara au plecat în această dimineață într-o excursie de 3 zile în Serbia, organizată cu susținerea primăriei și a Consiliului Local în cadrul proiectului intitulat Pe urmele lui Ioan Iancu de Hunedoara, proiect inițiat în anul 2021. Liceenii hunedoreni vor avea parte zilele acestea de o excursie tematică inedită, pe parcursul căreia vor vizita mai multe obiective istorice din Novi Sad, Belgrad și Zemun și vor beneficia de ghidajul specializat al directorului Muzeului Castelul Corvinilor, Sorin Tincu. Este un proiect mai degrabă de suflet al administrației locale, așa numitele excursii istorice. Încercăm să arătăm elevilor importanța familiei de Hunedoara și, evident, importanța orașului în care ne-am născut, importanța istorică a orașului în care trăim. Așa am făcut și anul trecut când am mers la Varna și în primul an când am mers la Belgrad. De această dată vom merge în două locații, atât la Belgrad cât și la Novi Sad. Încercăm să arătăm din nou copiilor locul bătăliei, faimoasei bătălii de la Belgrad din 21-23 iulie 1456, cât și să scoatem în evidență personalitatea lui Ladislav de Hunedoara, respectiv Nieta din 1457 de la Novi Sad. La fel ca în ediția precedentă a acestui proiect, excursioniștii au avut parte din nou de peripeții pe drum. Microbuzul care îi transportă pe elevi și pe reprezentanții administrației locale a făcut pană. De data aceasta însă au fost pregătiți de intervenție cu toate cele necesare. Am avut o peripeție că iarăși am făcut o pană pe drum cu microbuzul nostru, așa cum am făcut și data trecută la Varna, dar glumeam cu copiii, le spuneam că deci armatei lui Iancu de Hunedoara nu a fost ușor să ajungă din Transilvania până la Belgrad. Cu siguranță și eu am mai avut probleme cu caii sau cu căruțele de această dată, noi cu mașina, dar a rezolvat problema și ne continuăm deplasarea. De data aceasta am fost și mai pregătiți cu tot ce a trebuit să ne mișcăm mai repede, având deja experiența anului trecut. Ediția din acest an a proiectului se va finaliza vineri la Alba Iulia prin depunerea unei coroane de flori la mormântul lui Iancu de Hunedoara și printr-o festivitate de comemorare ce va avea loc la statuia din centrul civic al municipiului Hunedoara.